Dar profesor Victorie, astăzi la Craiova, cum mi s-a părut partida cu Fecine Universitate? Știam că ne așteaptă un meci destul de greu. Noi am făcut un meci foarte bun împotriva celor de la Vâlcea. Sunt bucuros că fetele s-au reîncărcat și remotivat pentru acest joc. Sunt bucuros pentru cele 3 puncte și n-am decât să felicit fetele pentru că au făcut un meci nemaipomenit. Unde credeți că s-a făcut diferența? Pentru că ați cam condus de la început până la final. Pe clar că apărarea noastră împreună cu poarta au făcut un meci nemaipomenit. Fetele au făcut în tocmai tot planul tactic care l-am stabilit și cred că acest lucru a contat foarte mult pentru că am luat 21 de goluri. E clar că poarta și apărarea a fost cheia acestui succes. Încep și punctele să se adune la Târgu Jiu? Asta ne dorim, că până acum am pierdut foarte multe jocuri, la un gol, la două, la trei goluri, jocuri pe care le-am controlat din păcate, dar astăzi în sfârșit am reușit să acumulăm puncte și în deplasare o echipă foarte, foarte bună a campionatului. Mulțumim și mult succes! Mulțumesc!